Simona, povestește-ne, te rog, cum ai ajuns în Italia? La 18 ani, după ce am terminat liceul, luasem la facultate la București. După ce am aflat că am luat la facultate la București, am ieșit la o pizza cu o prietenă. Acolo am cunoscut un băiat care părea super ok. Doar că, din păcate, după o perioadă de timp, s-a demonstrat a fi altfel, total diferit de ce văzusem eu. Eu, într-adevăr, eram de la țară. Mi se părea o oportunitate să plec în Italia, că el mi-a zis că el lucra în Italia atunci și el mi-a zis că o să mă angajeze acolo, o să-mi găsească de muncă. Ce ar fi trebuit să lucrezi? Ca femeie de servici la un bloc unde era el acolo, unde avea el chirie. Da, tu terminase facultatea. Ce nu terminasem facultatea. Luasem la facultate la drept. Bun, păi, și vroiai să pleci femeie de serviciu în Italia? Din păcate mă și îndrăgostisem de el. Era puțin de oraș, plecat în Italia, mințile mi le luase de tot după 2 săptămâni, că m-a scos la suc, m-a scos la prăjiturică, m-a dus, mi-a luat niște hăinuțe și, într-adevăr, eu de la țară, care aveam 2 perechi de blugi. Bun, când ai aflat că urmează să lucrezi într-un local de lap dance? Când am ajuns în Italia. Doar că nu urma să lucrez într-un local de lap dance, urma să mă prostituez. Bun, dar cum te-a anunțat? Cum s-au întâmplat lucrurile? La un moment dat a chemat pe cineva, un italian, și au vorbit unde să mă ducă. Și el mi-a zis că, uite, o să-ți găsesc un loc de muncă unde o să faci foarte mulți bani. Și eu am zis, ce fel de muncă? Mi-a zis, păi nu, o să vezi că o să stai într-o casă cu mai multe fete, la Roma. Și atunci m-am speriat, zic, dar cum să stau fără tine? Ce înseamnă asta să stau cu fetele? Adică mi-a zis că lucrez aici, stăm împreună și lucrez. Și a zis, nu, că o să întreții niște relații cu niște bărbați și o să facem foarte mulți bani și o să ai și tu tot ce-ți dorești, o să-ți iei o căsuță, adică o să ne luăm, nu că o să-ți iei, că n-am. Și atunci eu m-am pus pe plân și am spus că dacă eu ajung în situația aia, mai bine mă omor. Și m-am dus la geam să mă arunc pe geam. El a venit atunci, m-a tras de păr, m-a bătut și a zis că dacă nu fac cum zic eu, m-am amenințat cu niște băieți din prin Târgu Jiu că la părinți o să le pună foc și tot așa. Dumneavoastră știați că el ar avea astfel de cunoștințe? Nu. Deloc. Dar în momentul în care v-a amenințat, știați că are potențial în sensul ăsta? Nu. Doar că din cum m-a amenințat el, mi s-a făcut frică. Eu nu aveam parte de așa ceva până atunci. Eu stăteam la țară, făceam naveta de unde eram de la țară, adică eu nu aveam să ies în cluburi, să stau seara la sucuri, eu nu cunoșteam lumea asta. Și cum ați ajuns în localul respectiv? Păi, după ce am zis eu că eu mai bine mă omor decât să mă duc să mă prostituez, a zis că, uite, o să te duc într-un local unde se dansează. Și atunci m-a luat cu unul, Pino se numește, din Italia, și m-au dus la un local. Și acolo a zis că nu o să faci nimic, o să câștigi doar bani și o să dansezi aici. În prima seară când am ajuns acolo, am plâns toată seara și a venit un bărbat și m-a ținut toată noaptea în priveu de milă. Că m-a văzut că plângeam și mi-a zis că de ce plâng. Și am zis că am ajuns într-o situație care nu mă așteptam. Dar dumneavoastră știați cum să dansați? Nu, cum să... Nu, n-am, nu. Și cum v-ați adaptat acolo? În prima seară când am ajuns acasă, dimineața am ajuns acasă, el m-a bătut din nou, că eu am zis că eu nu vreau să mă duc acolo, nu e de mine, eu vreau să mă întorc în România. Și m-a bătut de mambia cu apă. Și a zis că dacă eu plec, o să le dea foc părinților. Eu niciodată nu mi-am dorit ca părinții mei să sufere din cauza mea. Plus că maica mea nu a fost niciodată de acord să plec în Italia și taica mi-a văzuse că era un fel de golan și mi-a zis, tăticule, nu te duce, că ăsta e un fel de golan și poate ajungi pe nu știu unde. Și eu am zis, nu, tatic, o să mă duc, o să lucrez la un bloc de staj să fac curățenie. Și bineînțeles că n-am avut ce să-mi facă.
pentru că și cu facultatea la București, adică mi-a zis că n-are cum să mă țină la facultate la București și eu m-am ambiționat, mi-am strâns bani tot anul în clasa 12-a, m-am dus, am dat cu sapa la oameni și mi-am strâns bani și m-am dus la București. Cu trenul m-am dus. M-am înscris la facultate, că luasem medie mare la BAC și m-am înscris la facultate și când am aflat atunci eram foarte mulțumită că am zis o să-mi găsesc un loc de muncă în București și o să mă întrețin singur. Adică nu trebuie, am și spus lui taică-mi, o să vezi că reușesc în viață. Și din păcate am ajuns. Bun, acum aveți 18 ani când ați ajuns în clubul respectiv. 18 ani jumate. Ați rămas acolo până când l-ați cunoscut pe italianul despre care vorbim? Nu, m-a dus la mai multe localuri. Bun, care este momentul în care îl cunoașteți pe italian și dacă puteți să ne spuneți și cum se numește? La un moment, eu când veneam în România și dacă stăteam mai mult de 2-3 săptămâni, el începea să mă bată că nu câștigam bani. Și n-ați câștigat bani suficienți? Nu, pentru el nu erau niciodată suficienți. Da, câți bani? Păi el venea lunar când nu mai stătea, la un moment dat îmi luase chirie în altă parte, el stătea la Milano în continuare și venea lunar și lua banii. Toți care îi strângeam, într-adevăr făceam foarte mulți bani, ajungem și la 30.000 pe lună. De euro? Da. El vă lăsa vreun ban sau îi lua pe toți? Nu, odată mi-am luat o pereche de lentile și m-a bătut când am ajuns sus în casă, deci mi-am luat lentilele respective. Eu aveam noroc, într-adevăr, la localul respectiv nu se făcea nimic, doar că clienții de acolo ți-aduceau tot felul de cadouri, haine, genți. Dar prima dată când mi-am luat ceva din banii care îi câștigasem, că el îmi ținea control la tot. Mă întreba în fiecare dimineață, mă suna, cât ai făcut astăzi? Sau mă punea să mă duc la Western Union să trimit. Adică dacă se ia tot din urmă, o să se vadă toți banii trimiși pe Western Union, RIA, toate astea care erau... Cât a durat căsnicia cu acest băiat? Din... cred că 10 ani. Bun, și timp de 10 ani dumneavoastră ați lucrat numai în cluburi din Italia, ca dansatoare. Da, dar nu în continuu. Mai făceam pauze. Bun, când l-ați cunoscut pe italian? În 2015, înainte să-l cunosc, eu nu am mai vrut, eu îmi doream dintotdeauna să devin make-up artist. Mie mi-a plăcut dintotdeauna. La 17 ani tot așa am strânsesem bani și îmi luasem niște farduri și taică-mi voia să învăț și nu să mă machiez cum ar veni și mi le-a băgat pe foc și atunci eram foarte tristă din cauza asta și mi-am dorit întotdeauna și i-am spus, uite, am făcut atâția bani, lasă-mă să-mi trăiesc viața. Și a zis că nu, toată viața tu o să lucrezi pentru mine. N-am putut face nimic pentru mine. Doar în ziua de astăzi, după ce am încheiat cu el, mi-am deschis un salon, mi-am deschis o școală de machiaj, care am foarte multe cliente, lucrez și de la 3 dimineața, de exemplu, sâmbătă cu miresele. Pentru mine era, eu când m-am dus la primul curs de machiaj, pentru mine era viața mea cum ar veni. Înțeles, dar haideți totuși să ne concentrăm pe povestea asta cu italianul. În 2015... Eu când n-am mai vrut deloc, am zis că indiferent de ce s-ar întâmpla, ajunsesem la biserică să mă rog, să fac tot posibilul să mă lase în pace. Cum ajungeam acasă, mă bătea. A intervenit și soră sa și cumnatul meu, a intervenit taică-mea, că la un moment dat i-am spus lui taică-mea că mă bătuse și mă închisesem în baie și a zis că mă omoară dacă și-a spart și ușa de la baie. Și am plecat în Italia din nou, că tot m-a amenințat și m-a băgat la localul... nu mai știu cum se numește, Milano. Și acolo l-am cunoscut pe italian. El cine era italianul? Un om care frecventa localurile. Era un client de-al localului. Și el m-a văzut că eu stăteam, eu niciodată nu mă dezbrăcam la localuri. Eram în rochițe sau în salopetă. Nu eram niciodată dezbrăcată în bikini sau în sutien. Și în localurile respective se fac consumații și este un prive, de exemplu, sunt mai multe priveuri care clienții fac consumații și plătesc pentru asta cu tine. Fii niște camere separate unde sunteți doar... Da, doar noi doi, dar nu se face nimic, nu te atinge, nu... El a venit, m-a ținut toată noaptea în priveu, cheltuise 1000 și ceva de euro, cam așa cheltuiam fiecare seară. Vă vizitați seara de seară? Da. Timp de vreo 3 săptămâni, cred. Deci, înțeleg că s-a înfiripat așa o prietenie între dumneavoastră și... Da. Plus că îi povestisem viața mea, îi povestisem
de cel care m-a terorizat toată viața. El îmi povestea că i-a murit soția, că este singur, că n-are pe nimeni, că și-ar dori să facă o să construiască o prietenie. Și în contextul acesta el a început să vă facă niște promisiuni sau cum s-a întâmplat? Da, îmi făcea cadouri, de exemplu, dacă mă întreba când trebuie să plătesc chiria la apartament, venea, îmi dădea banii. Cât era chiria pe care v-o achita el? 800 de euro, cred, sau 600 de euro, nu mai țin, 600 sau 800, acolo. Eu stăteam la Bergamo în perioada aia, localul era în Milano, făceam naveta cu mașina. Bun, litigiul este în jurul unui apartament. Când apare în discuția noastră apartamentul care face obiectul procesului de la Târgu Jiu? Cred că după 2 săptămâni de local, el a zis că ar fi foarte fericit dacă aș accepta ce are el, că nu are pe nimeni și el nu vrea să rămână apartamentul respectiv la stat. El ce vârstă a avut la momentul respectiv? 72, cred. Acum cred că are 80. El în tot timpul acesta v-a făcut și avansuri de natură sexuală? Nu. 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 Și eu chiar îl vedeam ca pe o persoană care chiar aveam încredere dacă îi povestisem cum eram bătută, cum eram amenințată. El mi-a zis, m-a întrebat când e ziua mea, era pe 27 octombrie, asta s-a întâmplat în august, sau în august, da. Și el a zis că și-ar dori din tot sufletul să-mi lase mie apartamentul respectiv. Stați, deci el avea avea mai multe proprietăți. Unul dintre... A zis că un apartament, nu l-am întrebat dacă avea mai multe apartamente, un apartament în Milano, a zis. El vroia să vă lase cum ar veni casa lui? Da. Că a zis că nu are moștenitori și el, dacă moare, că e bătrân, nu vrea să ajungă casa respectivă la stat. El era un om de afaceri, din ce am înțeles. Cu ce se ocupa el? Cu vinuri, plus că spunea că are o pensie foarte mare. Știți cu ce s-a ocupat înainte să iasă? Ce meserie a avut? Avea o firmă de vinuri. Vindea vinuri. Știți cumva cum se numește? Astoria. Vinurile se numeau Astoria. El avea și vii sau cum? Sau pur și simplu lua struguri? Nu. Nu știu să vă spun. Dar nu avea vii. Colabora cu cineva, el avea firma lui, că la un moment dat mă angajase și pe mine să renunț la local și să... Adică eu îi cerusem, dacă are cumva să mă ajute, să lucrez altceva. Și ce ați lucrat la firma lui? Nu am lucrat. Nu, n-am mai apucat. Bun, ok. Și el vă spune că v-ar lăsa acest apartament. Da. De aici, cum au decurs lucrurile? Am plecat acasă, bineînțeles că mă amenințase că nu mai făcusem banii care trebuia să-i fac. Soțul dumneavoastră, mai era soțul dumneavoastră? Da. În acte nu, că ne despărțisem, doar că el a zis că și dacă el a avut niște probleme, l-au luat cu cărți de credit, nu știu, droguri, nu știu cu ce avea, a avut și proces în Italia cu cărți de credit, l-au prins, nu știu cum se face, cu cărți de credit. El a fost arestat? Da. Bun, și bănuiesc că în perioada în care a fost arestat, dumneavoastră ați depus actele de divorț, nu? Sau cum a fost? El l-a depus. Păi, de ce? Care a fost motivul pentru care a divorțat din arest? Nu știu. Bun, ok. Doar că el era 100% convins că el și dacă divorțează, eu tot acolo o să fiu, că nu am nicio șansă de scăpare. Am înțeles. Și ce se întâmplă cu apartamentul mai departe? De ziua mea mi-a trimis mesaj să vin în Italia, că el o să-mi facă cea mai mare surpriză. Mi-a făcut bilet de avion, m-am dus în Italia, dar înainte el îmi ceruse actele. Nu, stați, dumneavoastră erați în România de ziua noastră. Nu de ziua mea. Înainte de ziua mea, el m-a sunat să-i trimit actele pentru că el vrea să-mi facă o surpriză. Da, ce acte v-a cerut pentru surpriza asta? Buletinul. Văzuse că eram căsătorită, dar eu îi spusesem că am fost căsătorită și am divorțat. Aveam codice fiscale care i l-am dat pentru Italia când lucrez. Trebuie să ai un codice fiscal și atâta, cred. Asta, deci nu știați ce surpriză urmează el să vă facă? El mi-ar fi zis, nu, că mi-a zis înainte, că și-ar dori să-mi fac respectivul apartament. Eu, într-un fel, mă gândeam că e un om de încredere până la urmă, care eu cu chestia o să rămân în Italia, ăla nu o să mă lase în pace. Nu știu, eu îl vedeam ca pe o persoană de încredere maximă pentru mine era. Eu nici lui taică-mi n-am putut să-i spun cât eram
deterorizată de fostul. Bun, și italianul vă face surpriza. Puteți să-mi spuneți cum îl cheamă pe italian, că nu am stabilit asta. Francesco Tiela. Bun, deci acest domn Tiela... Da, mi-a făcut cadou de ziua mea apartamentul. Dar cum vi l-a făcut? E foarte important aspectul ăsta. Cum v-a făcut cadou apartamentul? La notar. M-a chemat în ziua respectivă, am mers amândoi, a venit, m-a luat de la aeroport, am mers la notar, era foarte bucuros că el o să fiu eu moștenitoarea lui, cum ar veni. Într-adevăr, și eu am fost bucuroasă. Da? Da, el v-a lăsat apartamentul în moștenire? Mi-a făcut, stați, aici, eu după am aflat că îmi făcuse pe uzufruct, pentru că pe nuda proprietate era altă fată. Îi făcuse în 2013, el îmi povestise că a mai avut relații după soție, cu alte fete, dar nu a mers, a încercat să facă o prietenie cu cineva, dar nu a mers. Și eu după, în 2016, după ce îmi făcuse actele respective, eu am aflat că era pe nuda proprietate altcineva, că eu nu știam cum sunt legile sau ce-mi face el la notar. Și dumneavoastră a făcut un document, da, prin care da, putea să folosiți și dumneavoastră apartamentul respectiv. Da, notarul i-a spus dacă este sigur, pentru că el nu mai are niciun drept la apartamentul respectiv. Dacă deci el pierduse dreptul către o altă persoană, da? Da. Deci știți din... cine este cealaltă persoană? Este o fată din Galați, da, deci Drăgan, tot o româncă de vârsta mea, este mai mare cu un an decât mine, eu am 36, ea are 37 acum, Drăgan Iulia. Bun. Pe ea a cunoscut-o la fel, în aceleași condiții? Prima dată mi-ar fi spus că de la soția lui, după care mi-a zis că a cunoscut-o la stradă. Deci doamna Drăgan era o fostă prostituată pe care l-ar fi cunoscut-o ca și client, da? Așa mi-a povestit el. Eu nu știu realitatea, n-am de unde să știu. Dar asta știți dumneavoastră. Da, asta mi-a povestit el, că îi era frică că el o să moară și i-a lăsat nuda proprietate. Adică moștenitoare. Și am zis, băi, da, stai puțin. Cum să-i lași la o fată care ai cunoscut-o astăzi, că el așa zicea că a cunoscut-o astăzi, după, și i-a lăsat nuda proprietate. Adică îi lași apartamentul, îi vinzi apartamentul ei. Păi, l-a lăsat sau l-a vândut? L-a vândut. Doar că vânzarea respectivă, el îi dădea banii și ea îi transfera prin bancă. Adică eu îți dau 10.000 de euro și tu îi transferi prin bancă. Apartamentul respectiv s-a vândut cu 100.000 de euro. Către Drăgan Iulia. Adică Iulia a dat, Drăgan respectiv, a dat 100.000 pe apartamentul respectiv. Bun, și atunci, care e obiectul? Că dacă apartamentul era deja altcuiva, cum a ajuns și în proprietatea dumneavoastră? În Italia poți să faci nuda proprietate, să o vinzi către cineva și uzufruct către altcineva. Donație poți să faci pe uzufruct. Uzufruct este valabil cât fostul proprietar trăiește, ceva de genul ăsta. Eu nu m-am interesat niciodată, că nu am vrut niciodată să-l scot afară din apartamentul respectiv. Adică eu m-am gândit... El locuia în realitate acolo. Doamna Drăgan nu locuia acolo. Nu. Adică dacă o luăm pe declarații, prima dată spune că era în depresie și era femeia de servici a fostei neveste care a murit, după aceea că o găsește la stradă, după aceea că Drăgan Iulia a cumpărat apartamentul, dar n-a intrat niciodată în casa respectivă, asta spune el la declarații. Eu nu înțeleg un lucru, dacă am cumpărat un apartament de la cineva, e al meu, mă duc acolo, locuiesc, mai stă el acolo, adică cum? Nu înțeleg. Nici eu nu am înțeles lucrul ăsta până când am aflat că ea avea un proces pe rol în Italia. Mi-a spus că i-a făcut o semnătură falsă pe o foaie și a dat-o în judecată, dar Iulia Drăgan l-ar fi denunțat din cauza că i-a făcut semnătura respectivă falsă și a cerut expertiză pe semnătura... Păi, cum adică? De fapt, el recunoaște că îi vânduse apartamentul, după care că de fapt nu îl vânduse și că actele fuseseră falsificate? Dacă putem să înțelegem. Eu n-am înțeles prea multe. Eu văd doar din documentele care le-am depuse și la dosar. Când el o dă în judecată pe Iulia Drăgan, când el îmi spune mie prin mesaje, eu am mesajele respective, că i-a falsificat semnătura și o să cumpere avocații ei și o să rezolve el într-un fel. Deci el practic, dacă a făcut cumva sau nu prostia asta, dacă putem să-i spunem așa, el încerca prin niște metode legale să-și recupereze apartamentul. Legale nu le văd prea legale. Când tu faci o semnătură falsă... Dar el încerca cumva să dea o aparență a legalității, ca să-și poată recupera apartamentul de care să zicem că îi părea rău. Da.
s-a trezit în 2016 că îi pare rău de apartamentul respectiv, că făcuse acte la altcineva. La un moment dat el îmi trimite mesaj că trebuie să renunțe la apartamentul respectiv, că o să intre în pușcărie. Eu mesajele astea le am, sunt și la dosar. Deci el în baza acelei semnături falsificate ar fi urma, da? Da, 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 da. Că el falsificase semnătura și ăștia dacă cereau expertiză pe semnătura respectivă, el putea să intre în pușcărie. Mai ales că nu era semnătura Iuliei Drăgan. Da, semnătura asta pe ce act ar fi fost? Un act de mână. Act de mână, dar el ce presupune actul? Că dacă el și-ar fi revenit din depresia respectivă, pentru că el spune că la depresie ar fi vândut apartamentul cu 100.000 de euro. Bun, deci din actul ăla reieșea că ea era de acord să-i restituie apartamentul, da? Da, 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 da. Și ei s-au judecat, ea a cerut expertiză să se vadă că nu este semnătura ei și atunci el s-ar fi speriat, mi-ar fi zis că intră în pușcărie dacă nu renunță la procesul respectiv. Și care e momentul în care el, să zicem, nu știu, cumva se întâmplă povestea asta cu banii. Vreau să înțeleg cum s-a ajuns în situația în care reclamă, da? Faptul că dumneavoastră l-ați extorcat de o sumă foarte mare de bani. Înțeleg că nu 80.000 de euro, cum s-a auzit inițial, ci suma ar fi cumva mai mică. Dar cum s-a ajuns acolo? Nu, de 800.000. Suma este de 675.000. El la un moment dat mi-a spus să renunț la uzufruct, să-i dau uzufruct înapoi. Că îmi dă un Bentley, că îmi dă nu știu ce bani în plus și eu atunci m-am enervat pentru că nu-mi spusese adevărul pe apartamentul respectiv și am zis, băi, dar nu înțeleg, dai ei, numai așa o ții. Și n-am vrut să-i mai dau apartamentul înapoi pentru că nu mi se părea normal, adică cât timp tu îmi faci cadou pe ceva, n-aș avea de ce să-ți returnezi ție că... Păi, și suma de 675.000 de euro, de unde e suma asta, cum iese ea? Pe apartament este cea mai mare sumă și restul mi-a trimis bani. M-a ajutat, eu construiam o clădire în timpul ăla, în 2015, de 15 garsoniere, care este, prin amenințări, tot la fostul soț. Mi-a luat-o și pe aia. În Târgu Jiu? Da, în Târgu Jiu. Mi-a trimis bani, într-adevăr, să pun geamurile, ușile. Mi-ar fi trimis atunci o sumă de vreo 80.000 de euro. Da, banii respectivi, în ce costă? Ce erau ei? Erau cadou? Erau... Să mă ajută, dacă el și așa n-are ce să fac, că e în vârstă și nu... Vrea să mă ajute. Și el acum reclamă ce? Reclamă că eu l-aș fi indus în eroare să-mi trimită banii respectivi sau că eu l-aș fi mințit dacă el mi-a trimis, de exemplu, 1000 de euro, nu, că e acolo la dosar 300 de euro pentru lemne, eu l-am indus în eroare că nu cumpăram lemnele respective. Adică dumneavoastră a spus că la casa pe care o aveți, da, la Târgu Jiu nu aveți lemne, vine iarna și nu aveți, da, să cumpărați lemnele. Da, și trebuie să cumpăr lemne și el se oferea să mă ajute și îmi trimitea. Eu nu am zis o secundă că el nu m-a ajutat. Că el m-a ajutat. Dar acum nu pot să-mi cer și banii de creme, că scrie în hotărâre că mi-a trimis bani de creme și eu trebuie să plătesc două bânzi la respectiva cremă, că el mi-a trimis bani. Păi, dar adică, de ce ați avut o înțelegere în sensul în care plăteați o dobândă sau nu, cum? Asta ce am dobândă? Zis. Eu nu am avut niciodată nicio înțelegere cu el. Să-mi fi zis. Și cum a făcut și actele. Dacă el îmi punea în contract, în donația respectivă, că eu trebuie, nu știu, să-l întrețin toată viața, să am grijă de el toată viața, să am o relație cu el toată viața. Nu, la mine nu scrie așa ceva. Omul poate să se schimbe de la o zi la alta. Acum, nu știu, te văd omul perfect, mâine nu mai ești. Așa se întâmplă peste tot în ziua de astăzi. Eu m-am căsătorit cu fostul și am crezut că este un înger. Da. Când s-au întâmplat? Care e momentul? Adică a fost tot ok, v-a dat apartamentul respectiv. Când v-ați certat? Când a stabilit omul că trebuie să-i dați totul înapoi? În 2017, după ce am vândut apartamentul. Că deci ați vândut apartamentul. Putea să-l vindeți? Da. Bine, era lui Drăgan? Nu, eram și eu pe uzufruct. Drăgan avea nu da proprietate, e uzufruct. Noi am vândut amândouă apartamentul. La notar. Doar că italianul făcuse, el s-a înțeles cu cumpărătorii. Și aici a fost o problemă, pentru că eu găsisem un cumpărător, de exemplu, cu 1.400.000 și nu l-a acceptat că are banii din infracțiune. Aici n-am înțeles și l-am vândut cu 1.000.000 de euro amândouă. Adică nu s-a înțeles nimic, nu accepți pe ăla de 1.400.000 și l-accepti pe ăla de 1.000.000. În fine, deci dumneavoastră, împreună cu doamna Drăgan, da, ați vândut apartamentul respectiv cu 1.000.000 de euro pe care i-ați făcut jumate, da, bănuiesc. Eu am luat 480.000, s-au plătit taxele
la apartament, s-au plătit notarii, agenția și am făcut jumate-jumate. Suma jumate s-a dus la Drăgan, cealaltă sumă s-a dus în contul meu. N-am înțeles de ce eu sunt condamnat în ziua de astăzi că italianul ar fi vândut apartamentul și mi-ar fi virat mie banii respectivi. Păi nu, haideți să lămurim foarte clar. Cum? De ce? Când el s-a dus, a făcut o reclamație? Haideți să o luăm într-o ordine. În 2016, când eu am aflat că vorbea cu fostul soț, într-adevăr, eu m-am supărat foarte tare, n-am mai vrut să mai vorbesc cu el, mi-a trimis mesaje că el se omoară, că el mâine dimineață o să mă sune portarul, o să lase numărul la portar și o să se omoare dacă nu mai vorbesc cu el, că a făcut cea mai mare greșeală, că nu și-a dat seama că ăla îl manipula și i-a spus că eu sunt nebună și... Nu, stați puțin, păi, și el cum adică vorbea cu fostul soț? În ce moment? Adică cum... Când a venit în apartament fostul soț, atunci s-au cunoscut ei. Și și-au lăsat numărul unul la altul. Doar că eu n-am putut să-i spun în momentul respectiv că este fostul soț. M-a luat acasă, în România. Așa. Și ei după nu știu cum s-au pus în legătură, cum au vorbit, că eu am aflat, când am venit din Dubai, am aflat că el vorbea, avea o conversație lungă cu fostul soț, prin care îi spunea tot unde, ce făceam eu. Păi da, dar înțeleg că el s-a cunoscut cu fostul dumneavoastră soț în apartament, într-un context în care v-ați văzut cu toții. Da. Așa, când dumneavoastră nu i-ați spus că este fostul soț. Nu, că m-a amenințase înainte. Cine anume? Fostul soț. De ce? El voia banii. Care bani? Ia 480 de mii? Da. Eu și în ziua de asta, acum 5 luni de zile, am fost sunată să mă întâlnesc cu fostul soț, că dacă vreau ca italianul să renunțe la proces, să-i dau 400 de mii de euro lui. Am înțeles. Deci, practic, soțul, fostul dumneavoastră soț, așa, venise și el, auzise, probabil, de la dumneavoastră că da, s-a făcut această tranzacție și vroia... Nu, a văzut din mesaje că mi-a luat telefonul. Când am fost în România, el îmi controla telefonul în continuu. Și italianul mi-a trimis mesaj că o să-mi facă acte, că vrea să-mi facă cadou apartamentul respectiv și mi-a luat telefonul și a văzut. Dumneavoastră n-ați vrut să-i dați 480.000 de euro aia lui, da? Și el s-a împrietenit cu italianul... Dar nu, asta este acum, târziu, în 2017. Eu nu știu cum s-au împrietenit ei. Că italianul mi-ar fi spus că... Eu am o fostul soț i-a spus că eu am o problemă de sănătate și văd toată lumea rea și nu înțelege ce se întâmplă, că părinții mei nu știu nimic de mine și el de aia i-ar fi spus. N-am Bun. Înțeles, nu am înțeles cum s-a ajuns la așa. Da, nici eu. Ideea este, haideți să o luăm altfel. Deci, s-au încasat banii pe casă, da? Italianul bănesc că s-a enervat când i-ați vândut casa, nu? Nu. Nu? Nu. Nu, era foarte mulțumit. Da? Da. El unde locuia în perioada asta? Și-a luat o casă în chirie. Da, el stătea cu chirie și era mulțumit că i-ați vândut, adică sunt da, curios, pur și simplu. A fost și cu mine la notar. Și era foarte mulțumit, a zis că a făcut cea mai bună faptă până acum. Da. Și când s-a supărat el și v-a dat în judecată? În 2017. Deci după cât timp? După ce am vândut apartamentul? După 2 săptămâni, că eu n-am mai vrut să mai vorbesc cu el. De ce? Pentru că fostul soț m-a amenințat prin tot orașul că o să-mi demonstreze că el e pe mână cu italianul și o să ajung în pușcărie, o să fac 3 ani de pușcărie. Bun, dar italianul nu vă spune același lucru. Nu. Nu, italianul, de exemplu, mă suna la telefon, îmi spunea să-mi spui ce ai nevoie, că eu îți trimit. Bun, și dumneavoastră ați decis să nu mai aveți de-a face da, cu el ca să scăpați cumva și de presiunea fostului soț. Da. Da. Ok. Și ăsta ce a făcut? Italianul ce a făcut? S-a dus la poliție? Prima dată s-a dus în Italia. Eu am dat declarație în Italia, după care a venit în România. N-am știut cum a ajuns în România, dar din declarațiile lui spune că fostul soț l-a ajutat să vină cu avionul, i-a luat cazare și l-a pus în legătură cu toată lumea din Târgu Jiu. I-a dat avocat. Dar el nu a făcut o reclamație inițială în Italia? Că înțeleg că da. Păi, haideți să vedem ce a fost acolo. Eu m-am dus în Italia la declarație, oamenii au zis că nu vede nicio faptă prin care să fie înșelăciune, că eu am vândut apartamentul care era cu acte dovitoare la notar. Deci el s-a dus la poliția din Milano, da. Da? Unde a spus despre dumneavoastră că l-ați... Am înșelat și am luat o sumă de 1 milion de euro, ceva de genul ăsta. Deci care de fapt era suma adunată cu Drăgan. El a dat-o și pe Drăgan, a denunțat-o și pe ea sau numai pe dumneavoastră? Doar pe mine. Bun.
Ok, Italia, da, autoritățile italiene nu i-au luat în considerare reclamația, drept pentru care înțeleg că împreună cu soțul dumneavoastră a luat avionul, da, a venit în România, da, la Târgu Jiu și v-a făcut o reclamație la parchet la Târgu Jiu. Da. Și acolo m-am dus, că m-a dat în judecată, m-au chemat la declarație, mi-au dat 24 de ore pe niște mesaje, pe o foaie. Deci ați fost reținută 24 de ore? 24 de ore, da. Pe ce faptă? Pe înșelăciune, da. Pe înșelăciune, da. Și fostul soț îmi transmitea, mi-a transmis că 3 ani de zile o să mă țin în pușcărie. Că dacă nu? Dacă nu-i dau banii înapoi. Da, da. Dar lui, nu italianului, lui. Nu era vorba să-i dau italianului banii, era vorba de el. El vrea banii. Da, cumva există, aveți indicii că el s-ar fi înțeles cu acest italian în așa fel încât să-i dea și italianului o parte din bani? Eu am aflat și acum că el a făcut un contract cu italianul să-i rămână casa. Adică dacă el își recupera cum ar veni banii așa, practic... Da, îi lăsa casa. Că este sechestru pe 3 apartamente și o casă. Și el vrea casa. Stați, sechestru pe 3 apartamente ale dumneavoastră, da? Da. Pe 3 apartamente ale mele și o casă tot a mea. Și el s-a înțeles cu italianul că el vrea casa, restul nu se știe cum se împarte. Că nu... Bun, deci el practic vrea să scoată părălea cu un apartament al dumneavoastră, cum da, ar veni, nu? Da, da, da. Cum a scos toată viața, că el din asta trăiește. Ok. Acum, dumneavoastră, susțineți cumva că fostul dumneavoastră soț ar avea niște legături sau cumva din amenințările pe care vi le-a adresat, cumva ar influența sistemul de justiție. Eu, la mine în proces, nu s-a luat în calcul absolut nimic. Nu am avut dreptul la o apărare. Nu s-a luat... avut avocat? Am avut avocat și a făcut toate demersurile, s-au respins absolut toate. Fostul soț se prezenta la fiecare termen cu interlopii din Târgu Jiu și cu italianul, la fiecare termen. Era... Dacă spuneți interlop, la cine vă referiți, așa că într-un exemplu mai strâns? Nu știu dacă ar trebui să dau un nume. Sunt niște oameni care vin împotriva dumneavoastră, acum dacă tot suntem la într-un moment în care spunem cine. E clar că nu vă sunt prieteni. Nu, 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 nu. Vă e teamă de ei cumva? Eu, timp de 10 ani și în continuare, am fost amenințată cu ei. Dar cine sunt ei? Sunt mai mulți. Am înțeles. Deci nu vreți să spuneți cum ar fi cine ar fi. Dar la poliție sunteți dispusă să mergeți și să-i... faceți un denunț? Eu am făcut denunț și când a ieșit cu cuțitul la mine. Cine a ieșit? Fostul soț cu altă persoană. Bun, cunoscută în Târgu Jiu cu un comportament violent? Da. Bun. Așa, spuneți-mi cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Cum, adică nu v-a luat nimeni în considerare niciun fel de probă, da? Și cum ați ajuns la concluzia că într-un fel instanța, deja vorbim de instanță. Da. Așa, a luat în... cumva ar fi fost influențată de cineva din exterior. Tot orașul, la un moment dat, știa că eu o să fiu condamnată cu 4 ani. Am fost și sunată să mă întâlnesc cu fostul soț și cu altă persoană. Cine v-a sunat? O prietenă. Da, bun, o prietenă, da. De ce fel de mediu? Nu aș vrea să-i dau numele. Bun. Am fost cu ea la respectiva și la fostul soț. Eu, de curioasă, că am vrut să văd la ce s-a ajuns. Și mi-au zis că o să fiu condamnată la 4 ani de închisoare dacă nu le dau banii. Și ați fost condamnată la 5 ani de închisoare? Da, la 5 ani am fost condamnată că nu am vrut să dau banii. Ați văzut motivarea instanței? Da. Bun, și cum a motivat instanța? Că italianul ar fi vândut apartamentul și mi-ar fi virat toți banii în contul meu. Care nu există așa ceva. Eu am depus acte doveditoare că dumneavoastră ați vândut că eu cu Iulia Drăgan am vândut apartamentul, că nu mai avea niciun drept italianul din 2015, nu mai avea niciun drept. Și pe asta sunt condamnată, pentru că banii cei mulți sunt pe apartament. În regulă, deci la data la care s-a vândut apartamentul, italianul nu ar fi putut din punct de vedere legal să îl vândă, pentru că nu mai era al lui. Din 2015. Ok. Deci, din 2015 apartamentul nu mai era al lui și care e data la care s-a vândut apartamentul, dacă puteți să repetați? 2017. Bun, deci după 2 ani el ar fi vândut un apartament pe care nu-l mai avea, nu? Nu-l avea, da. Okay. Nu-l avea deloc. Și în motivare sunt
cu o sumă de 480.000, condamnată la 5 ani de închisoare, că el ar fi vândut apartamentul și mi-ar fi transferat mie banii. De asta zic că nu înțeleg cum nu se ia absolut nimic în calcul, cum nu am dreptul la martori. Primul martor care trebuia să fie chemat în instanță este Iulia Drăgan, cu care am vândut apartamentul. Că-i... Dumneavoastră bănuiesc că ați menționat-o pe foaie că trebuie să vină acolo, nu? Am făcut cerere. Bun. Mi s-a refuzat. Am făcut cerere la absolut tot ce se putea. Am fost refuzată. Ok, ce urmează să faceți în continuare? Noi acum am ajuns, o să se ajungă la Craiova. Eu sunt convinsă că autoritățile o să ia în calcul absolut totul, să se vadă adevărul până la urmă. Vă referiți la Tribunalul Craiova, da? La Tribunalul Craiova. Nu mi se pare normal să nu fiu luată în considerare și nu vorbesc de vorbe până la urmă, eu vorbesc de fapte. Să se ia în calcul toate actele care eu le-am pus la dosar. Și să se cheme martori, pentru că până la urmă, dacă, nu știu, de exemplu, a venit portarul, poate să o cheme și pe Iulia Drăgan și poate să o accepte, pentru că eu nu am vândut cu portarul, am vândut cu Iulia Drăgan apartamentul. Suma cea mare este pe apartament. Nu este că mi-a dat el bani de o cremă sau de un parfum. El câți bani a zice că a dat pe parfumul și pe cremele noastre? Păi, de exemplu, la una spune că mi-a dat 100 de euro pe o cremă. Mi-a trimis 100 de euro să-mi iau o cremă. Adică sunt 50 de... că nu-mi vine acum termenul. În fine, de ce l-a luat acolo? Sunt 50 de tranzacții financiare pe care le-a făcut pentru creme și lemne și eu știu... Creme, lemne, parfum, taxiu, că nu aveam mașină în perioada respectivă. El vă impută taxiuri? Adică trebuie să dați bani înapoi pe taxiuri? Sau? Da. Nu știu, de exemplu, m-am dus la păr să mă vopsez, mi-a trimis banii și pe ea mi-a băgat. Stai, dar el a păstrat chitanțele la toate astea? Da. Și mesajele. Adică el ar fi pus mesajele pe un laptop și le-a adus acum la tribunal. Doar că se ia în calcul doar mesajele mele, mesajele lui nu se ia în calcul deloc. Adică pare, într-adevăr, că o româncă a înșelat un biet italian care trăiește cu 2 euro în ziua de astăzi și el stă în centrul Milano. Ce? Da, el mai are vinuri la acelea? Da. Păi și cum trăiește cu 2 euro? Așa spune el. Pe lună? Pe lună. Păi și din ce vine a 2 euro? Nu știu. Am zis ales. Practic, dumneavoastră, ce așteptați acum? Așteptați la Craiova? Eu aștept dreptate. Acum am așteptat-o și la Târgu Jiu, doar că, din păcate, nu am avut parte de așa ceva.